Bine v-am găsit, stimați telespectatori, este ora 21:09:10. Este o premieră în destinul acestei pastile, că înregistrez atât de devreme, dar dumneavoastră ați bănuiți de ce mă grăbesc eu. Păi, un ziar, ați văzut dumneavoastră, The Sun, e un fel de tot de chiloțăreală, dar chiloțăreală britanică. Eu, adică Bildul e pentru chiloții nemțoaicelor și Sun-ul este pentru chiloții englezoaicelor. Dar oare pentru chiloții franceze? Iertați-mă, dar cu asta se ocupă. Sunt ziare din ăstea care spune, iată, i s-a văzut totul. Era și la noi ăsta. Erau din apă hârtie. Și că, cu tare, vedeta, cu tare, asta crăcănată și s-a văzut totul. Și eu ziceam și eu ca un om, dar mă rog, la vârsta mea, stați când se vede aici, la vârsta mea bătrână, nu pot permite, zic, mă, sunt și eu bărbat, dar nu știu dacă se vede totul la aia ce, că te uiți la un film porno, se vede de 1000 de ori mai mult totul. Că dacă se vede, dacă e vedetă și se vede totul, ce se poate vedea, între noi fie vorba. Hai să fiu, nu, să încerc să fiu un limbaj de ce? Bun, bă, e o vedetă. Și ce poate să ai pe ea față de o vedetă porno? Același lucru. Și la o vedetă porno, măcar se vede mai mult. Da, așa este. Sun-ul, Bildul, erau și pe la noi. Libertatea cu fata de la pagina 5. Acum Libertatea în ziar serios. Deci, Sun spune așa. Raid în zori, serviciile de informații americane, luați-o din start. Deci, în America sunt vreo, cred că vreo 200 de servicii de informații. Serviciul de informații al armatei, vreo 3-4, armată, marină, infanterie cu tare și al Pentagonului. CIA-ul, FBI-ul și el, nu mai spun câte sunt, da, și Departamentul de Stat are un serviciu de informații. Deci nu spune CIA, băi, deștept ăștia de la The Sun, îi bat pe ai noștri, România TV, OTV, ăștia sunt exemple de profesionalism, ăștia sunt, noi fiind din est, suntem un pic mai corecți, că ne temem de Dumnezeu, ăștia nu, bandiți, din ăla. Raid în zori, serviciile de informații americane, nu CIA, că dacă zicea CIA, săreau aia de la CIA. Serviciile. E cum ai spune la noi serviciile de informații românești. Și zici care? Că e SRI, SIE, 21 sfert al armatei, al jandarmeriei, SPP-ul are. Și nimeni nu poate protesta că e în general, da? Susțin că, deci ele, se pregătește să invadeze Rusia mâine la ora 1 cu rachete blitz masive. Dar de ce și 200.000 de soldați? Că dacă e bun. Deci va avea loc, zice, mâine, adică în noaptea asta, și anume la ora 3 dimineața, serviciul de informații americane a spus că cel mai probabil ora din ordinul lui Putin e 3 dimineața, 1 dimineața, ora Marii Britanii. Deci, la noi cât poate fi? La noi, dacă la ei 1 cu 2, deci la noi la... Cum, nu mă? Bă, nu, 1 dimineața, ora Marii Britanii. Așa, deci, 3, deci înseamnă că... Nu, de-aia am zis. Am văzut următorul lucru. Stimați telespectatori, mai avem până 21, 9 și cu 3. Că fac, mă, 9 și cu 3, 9 și cu... 3, 9 și cu 3 dimineața, 9, 12, 3 plus. Deci mai avem 6 ore. De-aia am zis, mă, că vă mai las 6 ore. La ora 3 la noi suntem cenușe, gata, începe războiul mondial, potrivit lui The Sun, potrivit serviciilor de informații americane. De-aia fac înregistrarea acum și spune așa, spionajul american. Păi te întreb, cum dracu mă le fac? Pe cuvântul meu, dar mie nu vine să cred. Mie nu vine să cred că avem o proastă, o țară atât de tembelă. Mă rog că eu, englezii sunt tembeli, că se citesc The Sun. Dar noi avem o presă atât de tembelă, încât numai eu zic. Nu zice nimeni, bă, nu are nimeni cu răspunde. Bă, stai! Spionajul american. Păi spionajul american înseamnă, v-am zis, vreo... Spionajul american înseamnă vreo
cred că au vreo 100.000 de înscrieri, multe. M-am zis, al armatei, al marinei, al FBI, al Departamentului de Stat, CIA. Crede că înainte ca tancurile să treacă peste graniță, centrele militare și guvernamentale de comandă și comandă vor avea parte de un val de atacuri aeriene, da? Rusia a susținut astăzi că după exercițiile militare va retrage în cazări 10.000, dar aproximativ rămân așa. Deci, surse de rang înalt, păi băi, alo, băi zăsan, băi chiloțăriși, băi chiloțărisme, chiloțăroi, păi mai înainte a spus că serviciile secrete americane, apoi la un moment dat spune spionajul american și acum spuneți că surse din rang înalt au spus că pregătirile pentru apărarea națiunii asediate vor continua. De rang înalt cine o fi? Adică Biden nu poate că ăla doarme tot timpul. Eu cred că Biden nu știe că e președinte, că la cât e el de ramolit. Cred că Kamala a ajuns al lui, sau poate nevasta că e mai tânăr, îi spune, alo, domn președinte, sunteți președinte, da, știți surse de rang înalt. Deci, e limpede. Deci, la un moment dat, Putin a făcut un mare haz, spunând, domnule, de măcar să dea și ora. Iată că dau și ora. Nu, e greu de cred. Deci, repet, la ora 3 dimineața, ora României, va avea loc atac cu rachete. Gata, eu, dumneavoastră, degeaba vă culcați. Vă culcați și nu o să vă mai treziți niciodată, pentru că o să fiți la ora 3 și ceva cenușă. De-aia am zis, sau profitați până la ora 3. Acum v-am zis, de-aia v-am făcut, ca să nu pierdeți timpul. După vă uitați la pastila mea și apoi faceți ce vreți. Că dacă o puneam la 12 noaptea, termenul până când devenați cenușă și eu și noastră era mai mic. Bun. Dar și ca să vedeți dumneavoastră cum pregătesc rușii acest atac, ministrul apărării al Rusiei este în Orientul Mijlociu, ce treaba are Mediteran. Și o să spuneți, păi dacă e în Orientul Mijlociu, nu poate fi atacul, să nu fie, mă, că de-al dracului rușii. Deci, repet, ar fi pentru prima dată în istorie când ar avea loc un atac despre care toată lumea știe. Am înțeles că și ucrainenii știu, care nu se pregătesc cu rachete, ci se pregătesc și cântă imnul. Ci că, da, oare ei vor cânta imnul și la 3 dimineața? Că Zelenski a zis că de ziua asta, de 16 februarie, suntem în 15, ei vor arbora drapelul și vor cânta imnul. Vor cânta de la ora 12 noapte la Ucraina, cât o fi. Cred că va fi la ora, la noi 12, va fi la ei 1 noaptea, da? Deci, dacă va fi la noi 3, la ruși cât dracu fi. Nu contra noi. Deci ei vor începe de pe... Eu zic să dați pe Kiev să vedeți dacă începe să cânte imnul. Întrebarea este, va cânta toată ziua, bam, bam, bam. A, cum făcea Vela atunci, în pandemie, mai țineți minte? Eu cred că mașinile ale poliției, ca și la noi și ale armatei, în loc să apere cerul chievean, vor merge printre blocurile din Kiev și vor cânta imnul Kiev. Și tot chievenii, nu aia care au fugit, că aia mogulii au șters-o, da? Am înțeles că până și echipa Dinamo Kiev nu mai vine. Bun, în paranteză fie spus. Deci pe noi românii ne-au, să nu spun expresia că este indecent, acești americani din 90. Și americanii și occidentali, bă, sunteți corupți, aveți oameni îmbogățiți, miliardari cu tare, n-aveți democrație. Au finanțat Coldea și pe cuplul ăla sinistru, Coldea și cu madama aia Codruța Chiovei și să aresteze pe bandă rulantă. Presa, unitățile militare din presă spuneau că bun. Noi ne-am curățat, că ce-a făcut Coldea și cu ăla, sigur că în timpul ăsta Coldea și umfla buzunar, deși își finanța presa, care e și acum, dar nu contează. Bun. Dar
dacă au fost 30 de charter sau cum, și care au plecat cu miliardari, înseamnă că acolo există foarte mulți oameni bogați. Cum s-au îmbogățit? Furând. A, acolo nu. Nu, la ucraineni, ei, sigur că sunt corupți, sigur că ați văzut și asta cu Dinamo Kiev. Noi nu avem așa ceva corupți la nivelul ăsta, să ai charter să te duci în Elveția. La noi, mă rog, sunt, da, pune burci, ca în Abu Dhabi. Dar în rest, nu prea. Dar la ei, vă imaginați cât sunt și câți au rămas. Au plecat și parlamentari. Nu au stat să tragă. Păi normal era ca parlamentarii lor să stea cu arma în mână și să apere pe Zelenski. Bun, asta o paranteză. Apropo de presa noastră, deci, nu știu, pe mine mă apucă deznădejdea, nu că vine, că voi fi, vom fi cerușe radioactive la ora 3, asta e. Noastră ați trăit mai puțin, eu am trăit mai mult, asta e, vom fi 3 și ceva, că un război nuclear durează vreo 15 minute așa. Rachete, pac, pac, să vă uitați, ieșiți în balcon spre Kiev, să vedeți acolo, nu e Kiev, încolo. Eu nu ies pe balcon, că trebuie să mă scot dimineață, că plec la București. A, nu mai am cum, că voi fi cenușă. Am uitat, sau cenușa mea va pleca la București. Bun. Deci, pe mine, mă apuc așa o deznădejde în aceste zile, pentru că îmi dau seama, am citit, am scris o istorie literaturii precute, am citit despre stalinism, propagandă cu tare. Am trăit din 67 în presa comunistă. Am fost și redactor șef. Am impresia așa halucinant că trăiesc o halucinație. Și anume că m-am întors nu la vremea lui Ceaușescu, ci la vremea lui 50. Deci, hai să fim uite. Avem la ora actuală un conflict între, în legătură cu Ucraina, între Rusia și Ucraina și între Statele Unite ale Americii și Rusia. Bun. Într-o presă liberă pe care eu, pe cuvântul meu de onoare, nu că am visat-o, nu îmi imaginam că va fi presă liberă, dar când eram pe la Scânteri, îmi întrebam și eu că atât de aia n-am... Bă, dar de ce n-avem voie? Nu. Bă, dar de ce? Nu. De ce nu avem voie să zicem secretar general de redacție când ni se zice? Toți arată. Bine, m-am întrebat, nu avem voie. Am trăit, nu coșmarul, pentru că... Așa. Deci, asta o caracteristică a propagandei comuniste era... Nu explicăm de ce. A doua era unanimitatea. Dacă vă uitați la mine, toți dușmanii mei spun că eu mă schimb. Nu. Eu nu suport unanimitățile. Dacă, de exemplu, acum toată presa noastră ar fi pro-rusă, eu aș fi anti. Deci, la ora actuală, avem o presă independentă, da? Normal ar fi ca jurnaliștii ăștia care să facă analize, să spună, uite, cum am încercat eu, cum adică Zăsan, că facă mișto de presă occidentală, să vadă că s-a dus și Urța acum, încercând și el și acolo... E o paradă, adică fiecare din liderii europeni și Biden să-și dau coate și care dintre ei aduce pacea. Băi, normal, da. Nu. La noi este o propagandă antirusească de parcă mâine ar fi trecerea Prutului. Eu n-am mai întâlnit această propagandă antirusească decât după ce am trecut Prutul. Deci, în timpul Războiului Sfânt. Care război păduchele și regimul Iohannis îl consideră fascist. Dar antirusism, nu în sensul că poți să-i critici pe ruși, că puteam mulți, eu m-am amuzat, am scris despre Google, despre ei. Bun, dar antirusismul lor de la noi îmi amintește de Războiul Sfânt. Deci am impresia de coșmar că m-am întors... Nu după trecerea Prutului, dar și a Nistului, că deja suntem la Stalingrad și că citesc, deși să știți că Universul, Curentul, nu erau chiar atât cum e la ora actuală Antena 3 și site-ul Antenei 3. Nu, erau chiar de ce? De vreau să vă spun că în timpul războiului și Stelean Popescu și Șeicaru, nu erau chiar atât. Erau și ziare de propagandă, Sentinela, dar în rest erau ziare mari. Adică
nu ajungea la trâmbița de război a trustului lui Dan Voiculescu. Ați observat? Tam, 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 tam. Este, Dan Voiculescu este la ora actuală, cum era mă, la Gornistul, la 7-7. Era unul, o poezie sau un tablou cu un gornist care sună de pe un vârf acolo la Plevna și tam, tam. Așa este la ora actuală. Dan Voiculescu e acolo și după el vin toți de la Antena 3, moderatorii, în prispa CNN, toți, toți, toți și stai și toți spun, sunt antiruși. Bun, în acest context am rămas uluit așa de un articol al unui domn Vasile Ernu, am înțeles că e din Basarabia, eseist, filozof, senzațional, publicat în Libertatea, să-l citiți neapărat de pe blog. Pentru că domnul acesta pe care nu-l știu, publică un text extraordinar și spune, bă, la ora actuală noi trăim un război mediatic. Eu am zis război pe surse, adică, de fapt, războiul nu are loc, dar războiul are loc în sensul că rușii au să fac manevre. Rușii nu spun, dacă mă gândesc bine, rușii nu au spus în moment că ei vor ataca Ucraina. Cei care spun că vor ataca Ucraina sunt americani. Deci imaginați-vă, acum fac eu o comparație, domnul Ernu este mai intelectual decât... Azi vă fac eu o comparație de Nea Gheorghe, că așa sunt eu, da. Bun, mai popular. Deci știți cum e? Imaginați-vă că sunteți într-un bloc și sunteți certat cu vecinul de apartamentul vecin. Rău. Bun. Și sunteți certat rău și sunteți văzut și la un proces. Bun. Dar atâta. Sunteți certat. Și pe acolo, prin casă, spuneți soții, bă, eu mă duc și îl bat pe ăla. Dar nu vă duce și ăla nici nu știe. Bun. Tot blocul însă, inclusiv când iese seara acolo la băncuțe, spune, bă, fiți atenți, la noapte, iminent, Gigel de la etajul 2, apartamentul 14, se va duce și va crăpa capul cu toporul lui Ilie din apartamentul vecin. Pentru că Ilie nu i-a împrumutat o sită de făină, că așa e ca la țară, să facă niște mămăligă, că nu avea, și nu i-a dat înapoi. Deci e un război între Ilie și Gigel. Dar tot blocul spune și Ilie află, deci pentru Gigel, blocul, tot blocul ajută, că el n-a zis un moment, adică n-a ieșit și a zis, bă, vin și te bat. Blocul spune, așa și la ruși. Deci rușii nu au nevoie să spună într-una că ei atacă Ucraina dacă intră în NATO. Nu, spun americanii. Deci la ora actuală este ceva rău. Deci la ora actuală ucrainenii și planeta știe că rușii îi vor ataca pentru că vor să intre în NATO, dar de unde? Nu de la ruși. Nu zice. De la americani. De la propaganda prin asta mediatică. Și aici, domnul Iernu, ca să revin, articolul e senzațional, este o premieră. În sfârșit, de ce mi-a plăcut? Pentru că m-am săturat. Domnule, m-am săturat de Radu Tudor, de Radu Tudor care a reușit să infecteze, e așa un fel de cancer, și Antena 3 toată, nu era nevoie, că oricum era infectată, și toată presa română cu niște clișee. Deci, încă o dată, mâine îl citesc și pe el și pe Chifu, doamne, dar sunt clișee, nu văd o... Uitați-vă la Severin, bă, poți să contești, poți să spui că nu ești de acord, bă, dar e interesant, doamne, e interesant, Ernu, e interesant, deci cum să citesc eu, pui se pe la adevărul, niște tantilic și pe acolo, care spun mă prostii. E unul blaston care îi lingea fundul prin izmene lui Traian Băsescu, l-au pus Vlaston, nu știu, i-a dat Băsescu un post în Consiliul de Administrație, scrie fiecare zi la adevărul, a ajuns și a spus că rușii vor ataca și Moldova.
Rușii nu au zis nici că atacă nici măcar Ucraina, da? Deci e clișeu. Mă, vine, nu știu, Severin spune că tot e mai unul, domnul Marchievici, la Cotidianul. M-am zis și din când în când le mai nimerește Cristian Unteanu. Dar eu vreau, bă, vreau ca să fiu, de-aia zic ăștia că am făcut revoluție, bă, ca să pot să fiu minte liberă. Să pot să lau, să critic, să fac ce vreau eu, dar ce să fiu eu acum câinele războiului, maidanezul războiului, cum sunt cei de la Antena 3, dar de ce să fiu? Și normal ar fi să fiu echilibrat, să mă uit la ei, cum să mă amuz. Sunt sute subiecte de împărtământ. Deci, în primul rând, uitați-vă aici. Deci a fost, acum a fost Schulz. Ia să vedem conferința de un frangă. The fact that the Ukrainian transit system has to work well. Комерциализации и применения возобновляемых источников энергии. Мы сегодня тоже об этом говорили применительно к водороду. We need to speak to the development of renewable energy sources, hydrogen, for example. The dialogue in all these domains. We have many events going on in Germany which have to do with Russia and shows the links between our two countries. Bei den erneuerbaren Energien, economic relations also have a very strong potential between our two countries, particularly on new energies, hydrogen. Wenn wir das gemeinsam angehen. Und deshalb ist es wichtig, dass auch in den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland we can face the challenges together when it comes to climate change only if relations between Russia and Germany remain strong. Deci ați observat o primă constatare unică. Unul este aceasta, este că toată presa lumii dă ca sigur, cum a dat ăștia, deja și ora. Să vedem, mâine seară, nu mâine seară, mâine noapte până la 12 noapte. Bun. Eu nu cred, dar sunt pregătit, v-am zis, de-aia au și venit acum, dacă spun că serviciile, deci gândiți-vă că toate serviciile americane, care sunt vreo 20, toate au spus la Sun. Ați văzut Der Spiegel la fel, CNN-ul care are o debara în România la Antena 3. Dai seama ce dacă ăștia, Voiculescu a zis, păi să scriem și noi CNN. Și eu nu mai fi, mă doare în cod de CNN. Niște escroci care în timpul campaniei prezidențiale au spus niște fake news, niște minciuni. Domnule, era ceva, mai țineți minte când zicea surse de la Casa Albă ne spun că doamna Melania Trump nu e de acord cu bărbați. Păi era ceva, era CNN-ul. Și la ăsta se uită toți aia de la Antena 3 în frunte cu gâdea, ca la o icoană. CNN-ul, aoleu, CNN, mă doare în cur, eu nu m-aș combina cu CNN-ul, nici dacă ei de la Antena 3 plătesc pe aia de la CNN ca să le poarte marca. Deci această chestie cu CNN-ul este ca și cum eu aș avea o oală cu fasole fiartă, făcăită și aș scrie o etichetă pe ea caviar. Păi stai puțin, e fasole. Ce te puțin? CNN-ul. CNN-ul este, Antena 3 este, cum să spun, înfrățită. Înfrățită, parcă eu, cu CNN-ul. Repet, am spus încă o dată, uitați-vă la cum să spui tu godeamite postul când ți se duce în campanie și au și justificat o campanie de naia împotriva lui Trump care era plină de minciuni. Acum era plină de minciuni. Vine aia de la CNN, arată harta, pune atacă. Dar nu mai s-au tâmpit liderii planete. Biden, Johnson, oricum el e sub el are o nevastă mai tânără și deja și în presa serioasă cât de cât din Anglia, nu se zăsa, se scrie că el conduce. Ăsta spune că el a văzut tot lui, băi, la toți ăștia, deci, nemților le spun serviciile secrete de informații, francezilor serviciile secrete, lui Johnson serviciile secrete, lui Biden serviciile secrete, culmea este că numai lui Zelenski serviciile. Deci rezultă, cum am scris într-un editorial, că acolo la Moscova, alea, planurile, ideile s-au pătat de drumurile. Cred că le dă ele acolo pe Kremlin, în locul ceasurile alea, face bang, bang, turnul Spassky, cred că vine, iese unul și spune, începe ofensiva. Planul este așa.
ci că au văzut deja spitale de campanie. Băi, Johnson, alo, alo, cum ăsta cu nevastă? Eu știu că ai o nevastă tinerică, așa este, mai în vârstă, ai nevastă mai tinerică, nu-i bine. Te influențează, dar nevastă ar putea să aibă și un pic de creier, cum să... Adică el își imaginează sau ne crede pe noi proști că ăia vor fi o invazie terestră, adică că vor veni infanteria, tum, 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 trece granița și după asta vine, am văzut la Antena 3, bătrâne de 78 de ani care trag cu Kalashnikovul și iese bătrâna și trage și omoară. Că bătrâna de la Antena 3 pe care i-au găsit-o, a unor fi corespondenții de la Antena, aia doi, au dispărut, i-a retras, nu mai are bani la Voiculescu. Încă o dată, nu am nimic, vă spun, am fost un simpatizant al acestui post până când el n-a devenit postul puterii, pentru că era postul PSD. Și pentru că Dan Voiculescu, toată stima pentru el, am vorbit despre cărțile, l-am apărat, are o boală, el are o manie, vrea partidul lui, care e un limbric, vrea să fie parlamentar și chiar să fie în structură. Deci atunci a devenit, a fost slujba PSD-ului. PSD-ul acum fiind la putere, că este ține cai lui Iohannis, eu devenit, sunt penibil, încă o dată, stimate domnul Mihai Gâdea, în afară de Răzvan Dumitrescu, oameni buni, acest post, Antena 3, este dureros. A fost un post care era un post nuanțat. Că un post nuanțat, adică am acum un alt digi, dar un digi mai prost, că măcar ăia lor le este bine, ăia sunt frigizi. Dar ăștia se strofoacă, deci cu vedete, cu personalități acolo. Pe toate aceste vedete, pe care unii am și lucrat, și Cătălina Porumbel, și Ana Maria Roman, bă, nu se poate. Cum să spun, acum era prilejul și că la discuția cu antisemitismul și cu mișcarea legionară, le ia locul, adică în realitate era normal, acum să vii cu nuanțări, să spui, bă, adică să vină analiștii să spună, bă, stai puțin, că uite, toți liderii europeni se duc la Moscova că doar vor face pace ei, da? Și mă rog, și să spui și trucurile lui Putin, cum a stat el cu, vorbea cu ăia și ăla zicea, domne, Lavrov, domnule, ce-ar fi să fim, păstrăm dialogul? Și el zicea, da, cum e din? Și sunt politrușii toți, și Putin, și Biden, toți, da. Bun. Unde așa? Tot la acest capitol, deci noi, nu, la ora actuală, o serie de târi ebreu, își fac de treabă, l-am prezentat pe Bode, la steaua penelistă, care își cumpăra, căreia părea că tocmai atunci își cumpărase, v-am zis, costumul de la taica Lazar și îl îmbrăcase în WC-ul și s-a dus la emisiune, că nu-i ședea pe el, da. Ei, v-ați întrebat vreodată ce va face Raed Arafat că nu va mai fi pandemie, că el zice, cum va, deja... El e cu război. Și unde s-a dus? La Antena 3, că acolo vrei, dar a fapt când îl apucă. În loc să se ducă la WC, o zice la Antena 3, pac, că la Antena 3 sună și spune, vreau să vin să zic ceva. Bine, și ați văzut, toți femei, bărbați acolo, până acum era Radu Tudor și cu ăsta și cu Gâdea, acum nu știu cine, nu-l recunosc, nu știu cine. Am văzut, o să vedeți acum. Și iată că cioclu apocaliptic, pandemic, acum e cioclu apocaliptic, războinic. Știți că s-a vorbit mult despre aceste ore, despre aceste zile, 24 de ore, 48 de ore ne-ar despărți, spun mulți, de un posibil atac. Nu știm dacă lucrurile vor sta așa. Eu sper ca în continuare diplomația să-și facă treaba și să nu se ajungă în mod real la un conflict. Dar dacă asta se întâmplă, la noapte, mâine, acum suntem pregătiți? Deci, în primul rând, cum am zis, faptul că pregătim ceva nu înseamnă panică pentru populație și să nu creadă lumea că noi știm sigur că se va întâmpla ceva. Deci noi acționăm cum acționează și restul țărilor și exact cum ați zis, sperăm că partea diplomatică va rezolva problema în sensul în care se detenționeze această situație, să nu se ajungă într-adevăr la un conflict. Dar noi avem obligația să ne pregătim și aici răspunsul este da. Deci avem primă linie de tabere temporare care poate fi instalată foarte rapid
Deja nu e niciun secret, colegii de la Inspectoratele Generale pentru Situații de Urgență au identificat terenurile unde pot fi instalate astfel de tabere. Taberele sunt în dotarea lor. Au fost achiziționate acum vreo 2 ani aproximativ, în ideea să ne pregătim dacă vom avea la un moment un număr de sinistrați, care puteau să fie de la inundații, puteau să fie de la altceva. Nu ne gândeam la acest scenariu. Dar pregătirea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost desfășurată pe parcurs a câtorva ani. Da. Sunt identificate spațiile, se știu exact mecanismele. Trebuie să știe, sigur, în momentul în care în zilele următoare, în nu construim dacă nu este motiv. Deci ați văzut. Dom'le, nu mai scăpăm de asta. Probabil că când se va termina isteria cu războiul, Raed Arafat o să vină și o să spună că avem ISU-a lui și tot la Antena 3, evident, mai bătrân, cu redactor mai bătrân atunci, el va spune că va veni criza aia climatică și el va spune că noi suntem pregătiți, el a pregătit măști pentru că nu o să mai avem oxigen, deoarece o să facă o bortă, o gaură, aia gaură, și o să fie, am văzut un film tâmpit cu din ăștia care era gaură și soarele era intens și toți purtau ochelari negri. Și că toți o să purtăm ochelari negri pe care o să ne dea el. Deci, bă, a fost pandemic, acum a devenit războinic. Bă, ăsta nu poate scăpa de cioclu apocaliptic. De ce? Pentru că de vină sunt televiziuni gen Antena 3, că nu știu de ce întreabă pe el. L-a întrebat B1 pe Bode, a venit și el, da? Acum trebuie să mai vină și Rafila. Pe Rafila îl întreabă Digi, că între Antena 3 și Digi, așa, vase comunicant. Bun. Dumneavoastră ați auzit de unul, Cristian Chirteș. N-ați auzit, este din Mureș. Din păcate, este de unde e și Cora Muntean, Cora e femeie deșteaptă. Asta Chirteș este un nărod. Este șeful Comisiei Comune a permanente a Camerei Deputaților Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. Și ce a făcut? De aia citesc, am ăsta, laptopul ăsta, astăzi, care are aici jos. A transmis invitații directorului SRI Eduard Helbec la ședința comisiei din 22 februarie pentru a discuta situația de securitate în zona extinsă a Mării Negre pe flancul estic al NATO. Se arată... Deci, domnul, alo... Chirteș. E Chirteș. Alo, domnul Chirteș. Ce treabă? Deci, domnul Helvig, potrivit Constituției, se ocupă de protecția Constituției în România. Este pe plan intern, nici măcar nu e SIE. Deci, ce să spună Helvig despre situația din zona extinsă a Mării Negre, da? Pentru a fi informați cu privire la evoluțiile actuale de securitate la granița Ucrainei. Păi nu nenea. Nu, ăla de la SIE. SIE trebuie să... Că SIE cu spionajul extern. El e cu spionajul intern, cu contrainformația. Ați văzut, l-a dat Marincea vreo 2-3 din 3. Deci ce să-l chem pe ăsta? Da, nici el n-a răspuns până acum. Spune, băi, ești trâmpit? Nu, că ești el, cum să nu se... Cred că a aranjat el, bă, vreau să mai ieși eu acolo. Că, ce poți să spui? Că, de unii, oricum, Zesan e mai bun decât Helvig, ați văzut, și, că știe și ora, și cum va avea loc, și vor fi rachete, și ăia vor veni și vor face țum, 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 și tante aia, pensionara dată ucraineancă de la Antena 3, 7 și 8 de ani, mai bătrână ca mine, da, va trage cu Kalashnikov-ul. Vine ăla cu tancul amfibie și a pac! Așa am citit eu, așa am văzut eu la Antena 3. Mă uit când e vorba să devin războinic, mă uit la Antena 3. Bun. Așa. Am vorbit ieri și o să scriu acum despre domnul Ciolacu, care ne-a anunțat că președintele va declara stare de urgență, deci dânsul fiind un purtător de cuvânt. N-am sesizat însă că domnul Ciolacu, nu numai că este un purtător de cuvânt al Cotrocelului, care stă prost cu geografia. Ia să vedeți ce a zis el.
Stare de urgență pe teritoriul României pentru criza din energie am putea să vedem în perioada următoare? Depinde ce se întâmplă în conflictul din Balcanii de Vest. Adică ce se poate întâmpla exact? La ce vă referiți, domnule Celac? Dacă va exista un conflict zonal, presupun că președintele României nu sunt în atribuții, eu nu fac parte nici Florin Câțu, nu facem președintele Camerei și al Senatului, nu facem parte din CSAT, dar presupun că va fi o discuție. Președintele decretează, însă Parlamentul este cel care aprobă. Va fi un CSAT cu această temă. Deci el a zis de Berlin, de Balcanii de Vest. Păi Ucraina nu e în Balcanii de Vest. Ucraina nu e Iugoslavia. Domnul, am o rugăminte, domnul. Tată, stimă, vă stimez, puteți din Buzău. Domnul Ciolac, reluați-vă facultatea sau liceul sau școala elementară, pentru că Ucraina nu e în Balcanii de Vest, este în Est. Așa. Și acum vreau să vă spun un lucru care pe mine mă scoate din sărite, da? Bun. Deci, v-am mai spus că noi presa românească, propaganda regimului Claus Iohannis s-a ajuns la un antirusism mai rău decât cel de pe vremea Războiului Sfânt. Suntem în plin Război Sfânt. Când eram, bă, uite, eu am sentinela, aoleu, bolșevici, aoleu, care bolșevici, care... Era, de exemplu, Constantin Virgil Gheorghiu, un om serios de altfel, care a scris Ora 29, a scris o carte de reportaj al manului lenistului despre femeile sovietice, că mie mi s-a făcut greață. El i-a cerut o prefață lui Arghezi și Arghezi a scris o prefață din care rezulta că n-ar fi vrut să scrie prefață. Domnule, era ceva groaznic, adică era un din ăsta antirusism, domnule, primitiv, că femeile alea nu știu ce, la ciorap. Domnule, ceva groaznic, cam așa ceva suntem noi acum, dacă citiți. Cu submarinul asediu Sevastopolului e bun, pentru că noi aveam un singur Sevastopol care avea o cocu, nu, submarin, da. Și ăla cu am luptat în Crimea, că era vorba despre Mihail Lascăr, o să povestesc eu mai târziu despre el, care era, decorat de vreo două ori cu crucea de fier. Foarte bun, șef de vânător de munte, generalul Mihail Lascăr. A căzut la Stalingrad, o să scriu eu, că nu o să scriu despre cartea lui Maliutina, despre campania din Est. Dar oricum, cam așa ceva era. Băi, eu am înțeles, sigur că nu e chiar așa. Ei, așa suntem acum. Era ceva groaznic cu călea, că rusoaicele care le găsise el în Basarabia, când venise trupele noastre victorioase, și cum rusoaicele pe care le-a găsit el, nenea ăsta, Virgil, era corespondent de fronte, și prototipul lui Ștefan din Deliru, da. El era jos, rău de tot. Mă rog, era corespondent, cred că le-a publicat prin Universul. Așa, ceva era groanic. Dar era din ăla antiomenesc, adică că alea, nu știu, că își fac chilos din perdele, că au ciurapi, că le miros picioare. Era o temă groanică. Cam așa ceva suntem acum. Și victima acestei rusofobii occidentale, sigur, în sfârșit de vreme, este o fată de 15 ani, dar patinatoare, da? Deci eu nu mă pricep la patinaj. Dar e atât de mare antirusism încât, bă, nici pe femeie, fata aia are 15 ani, deci hai să vă spun, care a făcut, nu știu, drumul, triplu și rugă, 15 ani, da? Ei s-a întâmplat în felul următor. Ei, în timp ce era la un concurs în decembrie la Leningrad sau la Petrograd sau Petersburg, a fost testată și s-a găsit un medicament, nu drog, un medicament interzis, de exemplu, nurofenul interzis. Eu iau nurofen de când nu știu ce, a mai fost și la noi. Bun. Nu. A fost testat atunci. Și rezultatul testului, bă, ce bandiși ăștia, i-a venit exact în timpul Olimpiadei, adică i-a venit după ce au obținut medalia.
pe echipe. Băi, ce bandiți, băi, ce americani, băi, ce împuțiși americani ăștia. Te zice că ei conduc aia antidoping, toate instituții. Deci, încă o dată, nu atunci. Deci, adică au lăsat-o normal, era în decembrie, se spune, tanti, te-ai drogat, dopat, pac, nu vii, nu. Au lăsat-o și au dat rezultatul după ce ea a strălucit și echipa ei a strălucit. Băi, oameni buni, este o fată, o stea, o vedetă. Dacă la noi, dacă s-ar fi întâmplat așa unei americanice, unei canadiene, nu chinezoice, unei franțuzoice, la noi, trusturile de presă ale puterii în frunte cu Antena 3 ar fi făcut de dimineață până seara. Aoleu, ce nedreptate! Și, tante, și devine erau chinezi. Bă, nimeni acum, bă, faceți mă și voi, că sunt emisiuni, nu înțeleg unde e în România un post minim, o presă minim, bă, nu minim independentă, minim normală la cap. Bă, normală la cap. După 90 eram convins că de aici fă o gazetărie bună. Bă, că în sfârșit am scăpat de chestia aia, de comanda politică, bă, de despre ruși, tu, m-au ales era pentru după 68, nu, ruși și unguri. De-aia nu o să găsiți în scrierile mele nimic anti-unguresc și nimic anti-unguresc. De ce? Că e clișeu din 90, mă săturasem de clișeu ungurii care ne-au ardealul. Poate ne le-au, dar era clișeu, da? Ei, uite și fata asta. Nimeni în România, bă, n-a făcut o emisiune, un articol, spune, bă, stai mă puțin, că poate că nu e așa. Și cum de a venit acum, după ce ea a fost o minune, o legendă acum. Acum, înțeles, cum știu, fac concurașul. Deci, împreună cu echipa Rusiei, au luat medalia de aur, dar ea a fost cea care a tras, pentru că nu știu ce a explicat acolo. Nu pot să dau sau că, nu știu, ne interzic ăștia pe YouTube, sunt o chinezi de... Nu știu, ceva, o chestie care e la ei unică, cam cum a făcut Nadia Comăneci, Tsukahara ei, mai ceva. Nu, la noi nu, aoleu, e rusoaică, dacă e rusoaică nu contează, dacă este american, că aoleu, dacă era, când a fost de ăla Djokovic, ăla era sârg, un ticălos, cu tare, cu tare, cu tare, dacă era canadian și american. Bă, ce presă de rahat, ce presă mizeră, bă, ce dracu, mă. Mă, am înțeles că se plătește bine, mă, dar la un moment dat nu ești obligat să mănânci rahat. Da? Și ca să închei, de exemplu, eu acum citind, am văzut când a început Chioru, Armand Călinescu, un bandit, trădase pe nețeul, a trecut de partea lui Carol, de unul de ăla care îi sufla în fund, nu că în fund îi sufla lui Peasca Carol, că numai el își putea permite, Carol al doilea. El îi sufla lui Carol al doilea. Și când a început aia teroarea, procesul ăla lui Cornel Zelea Codreanu, cu Iorga, cu alt tâmpit, era clar că era făcut, era aranjat toate jurnalele, toate documentele, le știu, arătau că vreau să-mi funde legiunea. Stelian Popescu n-a mușcat. Deși era obligat să publice, era cenzură, toate comunicatele alea, că, cum au descoperit ei arme. Mă rog, o să vă povestesc eu odată, în noaptea de flori. Deci l-a înhățat pe... Deci ăla nenea ăla, Iorga, care era pe cât de minte de istorie mare, pe atât de minte de pui golaș de Transilvania, era în materie de politică, bucuros că e consilier regal. Avea o hlamidă, o din aia, era consilier regal și nu știu ce. A scris o scrisoare, a scris Zelea Codreanu, o scrisoare de gazetar. Și ăla în loc, dar nu a publicat-o, în loc să-i răspundă în presă că avea neamul românesc, și cu zis, s-a dus și la părere lui Armand Călinescu. Armand Călinescu a zis, opa, eu cred că Armand l-a pus. Și gata, acum e motivul, l-a arestat în noaptea de flori, 16-17 aprilie, au făcut și niște percheziții, au plasat niște scrisori și pistoale. Acum s-a dovedit. Bă, dacă tu ești ziarist, cum era Stelian Popescu, a dat comunicate, nu a mușcat. Cine a mușcat? Și Caru, care era mai ticălos, spunea,
mai strugane decât Stelian Popescu. Sigur că a ajuns în străinătate și a mai recuperat, dar a fost mult mai ticăloși, a fost un din ziariștii chiar ticăloși. El a mușcat. Adică și aici am înțeles, e ordin să fii de partea americană. Păi, dar de ce trebuie să fii tu slugarnic antirus? Da, e normal. Eu am făcut misto, cred că am scris despre ruși, despre Gogol, despre... Că pe mine mă amuză uneori ruși. Da, dar nu pot să fiu acum anti-maghiar, anti-rus. Uite, apropo, și închei. Bă, avem un CNCD. Bă, dar de ce CNCD-ul nu consideră, adică, asta discriminare? Că este rusofobia, rusomaghiarismul, maghiarofobismul, bulgarofobismul, țiganofobismul, antisemitismul sunt, e vorba de alte popoare și alte națiuni și alte etnii. Bun. Deci, s-a făcut 21.52, 10, vă mai las, mai aveți până la ora 3 noaptea, 21.10, 5 ore, puteți să petreceți la ora 3 noaptea, ieșiți pe balcon, așa, vă uitați, dar trebuie să vă întoarceți cu spatele, că vreau să-ți vedeți o ciupercă nucleară, așa, și știți că așa am zis, că în momentul așa am învățat-o, că atunci când apare ciupercă nucleară, trebuie să te trântești pe burtă și să stai cu călcâile ca să nu arzi. Și ultima imagine pe care o să aveți, aveți acea ciupercă nucleară și de acolo o să deveni cenușă radioactivă. Dacă nu deveniți, ne vedem mâine seară. Mulțumesc!